Ioane, 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 ai murit ca milioane, Ioane, trupul ți l-au frânt, Ioane, fără de mormânt. Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Miron Manega și vă invit la o nouă ediție a emisiunii Trezește-te George, Trezește-te Ioane. Ne puteți vedea în fiecare joi seara, începând cu ora 22 și în reluare miercurea la prânz, începând cu ora 11. Deviza noastră este, ca să fii român, trebuie să poți. Invitatul meu în această seară este conferențiar universitar dr. Sorin Paliga, un vechi prieten de pe vremea mileniului trecut. Bine ai venit, Sorin Paliga! Bine v-am găsit! Sorin Paliga este specialist în limba, în limbi slave, de fapt, în lingvistică, tracologie, limba cehă, în primul rând. Limba cehă, în primul rând, că astea sunt principalele domenii de activitate, am să le și enumăr acum. Limba cehă, slavistica generală, studii slave, relații slavă-române, lingvistică, slavă, indo-europeană, pre-indo-europeană, raportul între limbile europene și alte grupuri lingvistice, în problema onomasticii sud-est europene, în tracologie lingvistică, în civilizații arhaice, în sud-estul european, simbolistica neolitică, în sud-estul european. Este autor a numeroase volume în domeniul lingvisticii, boemistică, lingvistică slavă, relațiile slavă-române, limbile de substrat, traducător din limbile cehă, engleză și franceză, ocazional și din alte limbi. Este cel care a tradus în România pe Václav Havel, fostul președinte al Cehiei, și pe marea arheolog și lingvist Maria Ghimbutas. A mai tradus cineva? Cineva pe Maria Ghimbutas? În România, nu. În general, lucrurile de acest gen, cum face Ghimbutas, nu prea sunt traduse. Eu am, cred că, un format electronic în italiană al unei cărți a ei. Ea, scrind în engleză, circulă mai bine decât orice altă limbă. Așa, am înțeles. A fost doar o paranteză, pentru că, înainte de a intra în subiectele și temele emisiunii, trebuie să dăm cuvântul invitatului nostru permanent și tutelar, domnul Mihai Eminescu. E multă diferență între educațiune și cultură. Educațiunea străină implică spirit străin, cultură străină ba. Educațiunea e cultura caracterului, cultura este educațiunea minții. Educațiunea are a cultiva inima și moravurile, cultura are a educa mintea. De aceea, un om bine educat, cu inimă, caracter și moravuri bune, poate să fie cu un cerc restrâns de cunoștințe, pe când, din contra, cultura, cunoștințele cele mai vaste, pot fi cuprinse de un om fără caracter, imoral, fără inimă. Astfel fiind, cultura străină ca atare nu poate strica pe om, pentru că trece prin prisma unui caracter, a unei inimi deja formate. Educațiunea, creșterea, cade însă în pericolul acela al vieții omenești, când inima încă neformată a omului seamănă unei bucăți de ceară în care poți imprima ce vrei, iar când inima cu vârsta se împietrește, nu o mai poți îndrepta, o poți numai rupe. Am citat din Eminescu, Opere, volumul 9, pagina 446. Sorin Paliga, Eminescu face aici distinția dintre educație și cultură. Cred că există o distinție și între educație și învățământ și despre asta vreau să vorbim astăzi. Să începem cu lămurirea termenilor. Cultură este un termen agricol. Da. E colo, adică, colore, colui cultură. Este etimologistul. A cultiva pământul. Da. Da? Asta a însemnat inițial cum face aceste lucrări agricole ca să obții un rod bogat. După care s-a transferat pe minte. Deci cum și pe minte, pentru că a păstrat și sensul. Da? Bun. Educo este cum duci ceva, îl extragi ca să-l e deja, mergem pe cultura sufletului aici. Da. Da? Cum ducem ceva de undeva în altă parte ca să elevăm spiritual.
Acum, sigur, în terminologia românească, Ministerul Educației, Educație, Ministerul Învățământului... A fost până la un moment dat Ministerul Învățământului, acum îi zice Ministerul Educației, deși mie mi se pare impropriu, că educația se... Da, cred că aici este vorba de ceea ce discutam și într-o altă emisiune, această asimilare terminologică. Influența occidentală, pentru că noi încercăm să preluăm de unde? Din limbile romanice și din engleză acum. De acolo cuvântul uzual este education, educațion. Și atunci l-am adaptat și noi pe, în alte limbi, de pildă în Cehia, ministerul se cheamă Ministerul Învățământului, mai exact al școlirii, dacă ar fi să traduc motamo. Deci, acum, discuțiile... Important este, cum să spun, cum se organizează sistemul, mai puțin. Dar limba engleză are distinția asta între educație și... Sau... Are distinția, numai că la nivel de instituție și ei folosesc tot education. Cred că este un efort de a uniformiza terminologia în cadrul Uniunii Europene și, în general, în limbile europene. Cred că ăsta este principalul motiv. Da. Important este, cum să spun, cum merge sistemul. Poate mai puțin partea terminologică, care până la urmă este o chestiune politică, nu? Dar hai să vorbim despre educație. De acord. Educația a fost, cum să zic eu, încă din antichitate, i s-a acordat atenție. Pe vremea lui Platon, Aristotel, au și scris... Dintotdeauna i s-a acordat atenție. Și, mă rog, în mileniu trecut, Kant, Jean-Jacques Rousseau, Johann Friedrich Herbart, Emil Durkheim, apropo, Emil Durkheim, care s-a ocupat și de educație, este fondatorul școlii franceze de sociologie, e cel care a introdus oficial în sociologie conceptul de patologie socială, dar în realitate a fost introdus cu 14 ani înaintea lui de Mihai Eminescu într-un articol din 1882, parcă, care se numea Patologia societății noastre. Și nu e doar o denumire, este un concept definit, prezentat și așa mai departe. Cred că e important să se știe. Eu aș spune că marii reformatori ai sistemului educațional modern sau de învățământ, cum să-i spunem, sunt un ceh și un elvețian. În materie de educație. Da. Cehul... Cehoslovacul, de fapt, că el este și de origine slovacă, nu? Comenius, Comenski, în original. Comenius, da. Și Pestalozzi, care nu este italian, este elvețian. Este elvețian Pestalozzi. Este elvețian, da. Sunt cei doi mari reformatori ai sistemului educațional modern, din care ne tragem și noi. Asta mă gândesc eu, că în timpul lui Ceaușescu, să nu mai zicem comunism, că n-am avut comunism. Bine, la noi comunismul... Așa, nu a fost un învățământ de tip pestalozian? Comunismul generației noastre este, se asociază automat cu Ceaușescu, pentru că generația noastră și cei mai... n-au apucat război, nu? Deci noi suntem născuți după război. Și după perioada stalinistă. Da. Deci noi, practic, eu țin minte, nu, de schimbarea de generație în 65, eram mic, cât aveam 9 ani. Da. Deci nu mai ții minte. Deci toată junețea, copilăria junețea a fost marcată de această perioadă Ceaușescu. Lungă, nu? 25 de ani este mult. Este un sfert de secol. Deci, dar oricum nu putem numi comunism, pentru că noi nu am avut comunism. E bine, acum comunism și dacă a avut cineva. Dar învățământul, sistemul de învățământ, așa se numea atunci, nu era de tip pestalozian? Era de tip cazon, nu? De societatea comunistă, sau, mă rog, convențional numit comunistă, ca să nu... Da. Dacă vreți, sovietică, de model sovietic, sau nord-corean, cum vreți să-i... Dacă n-a fost așa. Nu știu dacă a fost. Nu, deci nu... A fost de tip cazon. Și sistemul de învățământ trebuia să fie mulat pe acest tip de societate. Se făceau 6 zile pe săptămână, de luni până sâmbătă, câte 4-5-6 ore pe zi uneori, dimineața și după masa, nu? Alternând, încă avem, din păcate, acest sistem aici de discutat. Hai să vorbim despre asta. Era un sistem cazon, faceți calculul. 6 zile pe săptămână, câte 5 ore, 6 ore pe zi, semnau între 30-35 de ore pe săptămână, mult. În timpul ăsta, în Anglia, trebuia, de exemplu, ce tip de învățământ se... Ei, nu știu, eu n-am făcut educație comparată decât în mai mică măsură, pentru că, după părerea mea, ca mod de predare sau ca
structură de predare, noi cam știm ce spun studiile. Noi știm ce spun studiile. Trebuie să cultivi copilului dorința, inovația, spiritul inovator, căutarea. Și aici, într-adevăr, sunt diferențele fundamentale între sistemul de tip cazon, care se bazează pe memorare, nu pe comparea informației în creier. Nu pe abilități. Nu pe abilități. Este și motivul pentru care, de exemplu, la olimpiadele de matematică, fizică, chimie, elevii români ieșeau întotdeauna și ies pe primele locuri. Lumea spune, suntem mai deștepți decât alții. Dom'le, am mari îndoieri, că n-am zis că suntem tâmpiți. Doamne ferește. Păi da, matematica nu presupune creativitate. De ce? Pentru că, să spunem, în clasa a 5-a, elevul român învață ceea ce alții învață în clasa a 7-a, 8-a, 9-a chiar. În clasa a 9-a de liceu, el învață ce învață ea la facultate chiar, sau în clasa a 2-a. Deci, sigur că dacă luăm, să spunem, elevul de 15 ani, elevul de 15 ani din România, sau elevului de 15 ani, se pompează informația ca unuia de 18 ani. Încă. Este o programă foarte încărcată. Eu nu vreau să fac acum o analiză. Nu am înțeles. După părerea mea, o să discutăm, sper, în timpul emisiunii. Atunci, sigur că de aici și diferențele astea de stil, pe când în Occident, ei merg pe cultivarea talentului, aptitudinilor copilului și îndreptarea lui spre ceea ce are talent. Spre ceea ce el simte că are randament. Ori aici cred că este marea problemă a învățământului românesc. Ideea de a cultiva uniform peste tot. Ăsta e sistemul peste aloțian. Da? Standard industrial. Păi da, standard, dar să nu uităm că el trăia acum câteva secole. Noi nu putem să rămânem decât general la niște elemente. L-am definit ca tip, nu? Da, sau l-am apreciat ca tip. El trăia în altă epocă și atunci imperativul era, având în vedere, el a trăit într-o perioadă în care majoritatea covârșitoare a populației era analfabetă. Și atunci eforturile atunci erau să se creeze o bază umană educată, alfabetizată. Cum a fost și în România după unirea principatelor. Principalul efort a fost atunci ca toți copiii să aibă măcar 4 clase. Și îți mai dau un exemplu contemporan. După care 8 clase, după care 12 clase. Nu că asta a fost ori efortul a fost atunci să creezi o bază de oameni care știu să scrie și să citească. Acum, sigur, suntem în altă epocă istorică, nu ne putem opri acolo. În 1956, când ne-am născut noi, atunci ești născut, nu? Da. Deci, da, ce da. Coincidență. Am schimbat prefixul sau îl schimbam. Când Habib Bourguiba a luat puterea în Tunisia, era o țară analfabetă și săracă, fără resurse. Tunisia nu are nimic, nici acum. Nu are decât deșert, oaze, câteva oaze și mare, și turism. Și apropo, bazele turismului în Tunisia au fost puse de un român în anii 90. Nu de știam, dar... De un aventurier, un boier aventurier pe nume George Sebastian. La Habib Bourguiba a construit primele, la Habib Bourguiba, la Hammamet, a construit primele lăcașuri, le-am și văzut. Cu scop turistic, foarte frumos acolo. Da. Bun, asta a fost o paranteză. Dar revin la Habib Bourguiba, care și-a dat seama că nu are ce face decât să, și așa cum s-a exprimat, voi face din Tunisia Japonia lumii arabe. Și așa a și făcut. 65% din bugetul țării a intrat în învățământ. Când am ajuns eu în Tunisia și am vizitat-o și mi-a plăcut foarte mult Tunisia, nu începuseră încă conflictele, nu mai băga 65%, 35% absorbea învățământ. Foarte mult. Bine, nu vreau să discut despre o lume pe care nu cunosc lumea arabă, deci nu vreau să discut despre un domeniu care mi este străin, dar țara arabă în care 35% în învățământ este enorm. Este enorm. Da, este enorm. Dar e singura țară arabă în care poligamia este interzisă prin lege. E, mă rog. Până la urmă l-au forțat să
Să le înțelegem poligamia oficială, pentru că și în Europa, inclusiv în România și în general în Europa, există poligamie tolerată. Nu este, oficială. Este interzis. Într-o țară musulmană. Da, da. Dar în sfârșit am închis paranteza, asta a fost ca o temă de gândire, chestia cu bugetul și cu învățământul, mai mult decât armata. Deci... Da. Cred că cel mai interesant pentru noi este să discutăm despre mult dorita reformă, că toată lumea... Da, hai să vedem, reforma în învățământ. Ce reformă învățământ? Că noi n-am făcut nicio reformă, în schimb am luat din toate sistemele câte ceva și am construit o mașinărie care nu funcționează. A crescut... Nu, haideți să dăm la o parte câteva clișee. Hai să dăm, care sunt? Primul clișe este, domnule, ce învățământ bun era sub comuniști, domnule, se învăța, era un sistem. Să ne lămurim. Era un sistem de tip cazon pentru o societate de tip cazon și am spus de ce. 6 zile pe săptămână, cât mai multe ore. La mine a fost la pătrat, că am făcut liceu militar. Deci, bun. Era un sistem de învățământ decimulat pe ideologia comunistă. Ce s-a întâmplat după 90? În primul rând s-a întâmplat, fac puțină istorie ca să vedem unde ne aflăm. Brusc, în câteva săptămâni, am trecut de la 6 zile pe săptămână la 5 zile, și de lucru și de școală. Deci am avut o programă școlară gândită pentru 6 zile, pentru 30-35 de ore pe săptămână, care să o comprimăm în 5 zile. Asta e primul aspect al problemei. Fără să schimbăm foarte mult în, să spunem, modul de predare, nu se poate peste noapte. În al doilea rând, în România încă se învață pe două ture. În aproape toate școlile din România se învață pe două ture. Ceea ce într-o țară, să spunem, normală, adică care noi luăm de model, se invocă modelul polonez, modelul finlandez, modelul... Orice model este bun, dacă începi să-l gândești, că așa să spui, modelul finlandez, ce numează modelul finlandez? Pe scurt, numează modelul bazat pe inovație, pe cât mai mult joc, pe cultivarea aptitudinilor elevului. Știm foarte bine, fac o paranteză aici, și copilul, pedagogie ludică, sau și copilul și omul matur au niște talente. Nimeni nu se pricepe la orice. Mie îmi place lingvistica, limbile străine. Ție îți place, nu știu, armata, desenul, da, altul este specialist în matematică, altul este în fizică, altul este în istorie, altul desenează frumos, altul pictează frumos, altul face sculptură, dar nu ne putem. Deci școala trebuie să identifice, să descopere aceste talente și să-l faci pe... De unde au ajuns acolo? Haideți să ne înțelegem. Eu au ajuns acolo constatând, prin studii de psihologia copilului și omului matur, că rezultatele din școală, pe modelul vechi, nu de model pestalocian brut, să zicem, da? S-a devenit falimentar. De ce? Avem genii precum Einstein, care era repetent corigent, Nikita Stănescu a fost repetent corigent la limba română. Deci au, cum să spun, profesorii i-au evaluat foarte prost, exact pe domeniul în care i-au excelat ulterior. Și atunci au dat seama că ceva e în neregulă. Unde e în neregulă? În sistemul de predare, în sistemul de evaluare, în sistemul de cultivare a talentelor, sau în toate astea la un loc. Și atunci, asta se leagă și de evaluarea, să spunem, marilor artiști din secolul XIX-XX, unde cei mai nenorociți, să spunem, între ghilimele, artiști, care a murit sărac, Van Gogh, este astăzi vândut la cele mai mari prețuri. Deci, oamenii aceste studii au arătat că ceva este în neregulă cu acest sistem de Eminescu. Eminescu au probleme cu bacalaureatul, după aia a plecat de la Praga. Și atunci, domnule, ce se întâmplă? Ceva este în neregulă. Copilul trebuie să, sau copilului trebuie să-i se cultive acele talente care le are real. Nu poți să ai 10. Un copil care are 10 la toate materiile, este ceva ciudat. Îi se pompează informație. Este și motiv pentru care ajungem. Sistemul de notare. Premianți. Sistemul de notare. Nu, care merge pe un sistem de tip comunist. Nu? Tovarășul Gigel are 10 pe toată linia, inclusiv la socialiști științific. Nu? Într-un sistem real în care vrem să cultivăm talentele, nu mai merge un sistem ca ăsta.
într-un sistem real. Și atunci sigur că el trebuie schimbat. Unde trebuie schimbat? Și haideți să ne gândim. Toți spun, domnule, să fie mai multe ore de sport, ba să fie mai multe ore de română, ba să fie mai multe ore de... ce vrem? Istorie, da. De istoria națională. Da. Pe asta cu istoria au rezolvat-o, o scot. O secundă, o secundă. Și constați că săptămâna are 5 zile și această minte a copilului este limitată. Deci trebuie să comprime această programă în un număr de ore suportabil de copil. El trebuie să suporte aceste ore. Nu le poți pune la infinit. Și atunci eu la concluzia următoare. Și vă dau exemplu pe fiica mea. Fiica mea învață, este în clasa 10-a, va trece 11-a, și învață după masă. Da? Ce faci când ai ore de la ora 12 la ora 1 până la ora 7-8 seara? Ce ore suplimentare să mai faci? Ești obosit. Ori primul pas în sistemul de învățământ românesc este să ai școală numai dimineața. De la 9 până la 2. Maxim, da. De la 9 până la 2. Asta este programul standard într-o țară normală. Și aveam suficiente școli ca să... Păi nu, trebuie să le construim, să le dublăm spațiile. O să-mi spune... Da, asta ar trebui făcut. O secundă, o să-mi spune, dar durează mult. Păi sigur că durează, dacă începeam în 95, n-am zis în 90, da. Am zis în 95. Până acolo le terminam. Dacă... Domnule, românii au... Dacă nu se începe niciodată, sigur nu vă întâlnim. Absolut. Niciodată. Românii au silul ăsta de a se boci. În loc să găsească soluții, bocesc. Aoleo, dar n-avem școli. Aoleo, dar n-avem... Dacă nu se încind școlile, am văzut. Ai dat exemplu cu Tunisia. Păi dacă ea nu se apucau să... Nu știu dacă e real. Am luat-o de bună. Da. Deci nu mă plici. Dacă nu ne apucăm să le facem, sigur că nu o să le așa avem. Așa mi-a spus ghidul. Da. Deci sigur că nu o să le avem. Începem într-un ritm suportabil să facem, să dublăm. Practic trebuie dublat spațiul de învățământ. Ăsta trebuie să se ajungă. În clipa când copilul va învăța de la ora, hai să zicem, 8, 8 jumate, 9 până la ora 1, 1 jumate, 2, de la ora 2 până la ora 4, 5, 6, va avea timp să facă și cursuri suplimentare opționale, nu știu, pictură, desen, da. Judo, ce vrea fiecare. A doua mare problemă și poate mai gravă ca sistem este sistemul de notare. Sistemul de notare. Așa, de ce? Păi dintr-un motiv foarte simplu. Este haotic, complet dezorganizat și am să încerc să explic de ce este așa. El este teoretic un sistem dur. Ai 4 niveluri de picare și 6 de promovare. 1, 2, 3, 4 te pică. Da. De la 6 la 10 te promovează. Da. În realitate, note de 1, 2 și 3 nu dă nimeni. Sau dacă le dă, le dă aiurea. Îi dă lui Gigel ca suflat sau ca copiat și așa mai departe. Da? Da? Deci, practic, el nu este un sistem de 10 niveluri, este un sistem de 7. Deci, de la 4 la 10. Da. Deci s-a dat peste cap tot sistemul. De ce ai nevoie de un asemenea sistem? Păi n-ai nevoie. Sistemul a început să fie corectat în timpul mandatului lui Marga. Și vreau să reamintesc faptul că a fost o mare reacție negativă din partea învățătorilor. Și, în general, din partea corpului profesoral. Cum a vrut să facă Marga? Păi nu cum. Chiar a început să facă, așa. Dar n-a terminat. Deci a eliminat notele la clasele 1-4. A eliminat notele. Uh-huh. Tocmai pe ideea să se creeze niște calificative care au altă valoare psihologică. Când îi spui unui copil că este bun la geografie, foarte bun la română, satisfăcător la fizică, deja i-ai creionat. Sigur, la 6, 7, 8 ani nu poți să știi exact ce va face copilul, dar deja i-ai creionat cam pe unde trebuie el să se ducă în continuare. Lucrul poate fi confirmat sau să fie infirmat ulterior. Rețineți, depinde foarte mult și de talentul profesorului. Asta contează pedagogul. Și al învățătorului. Sigur, pentru că nu e suficient să fie un... Să înțelegem. Da. Învățământul este complicat din cauza că el este o reacție între trei componente. Elev-student, primul component, da. Părintele și profesorul, educatorul, uh-huh. învățător. De este complicat de regla sistemul ăsta. Nu e un sistem de zis, domnule, gata, am construit o mașină bună. Este o mașinărie complicată, pentru că intră partea fizică, programa, nu? Manualele, bune, proaste cum sunt, vine sufletul copilului și mintea lui și vine învățătorul, educatorul.
toate componentele astea sunt greu de reglat. Dar sunt, nu vreau foarte, să... sunt foarte greu de reglat și continuăm în partea a doua, pentru că, stimați telespectatori, luăm o scurtă pauză. Ioane, 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 ai murit ca milioane, Ioane, trupul ți l-au frânt, Ioane, fără de mormânt. Am revenit în studio la Trezește-te, Gheorghe, Trezește-te, Ioane, alături de conferențiar doctor Sorin Paliga. Vorbim despre educație. Rămăsesem la... Sistemul de notare. Sistemul de notare. Deci, sistemul de notare... repetăm, prima deficiență a sistemului de învățământ sau de educație este programa. Deci, repet, marile probleme sunt în preuniversitar. Nu la universitate. La universitate avem alt gen de probleme, ajungem și acolo. În preuniversitate. Acolo deci... sunt marile probleme. Da? Da, pentru că ele formează pe copil, pe tânăr. Da. Și dacă îl formează și durează greșit, de la greșit, 6 ani până la 18 ani. Este cel mai îndelungat proces și este... acolo sunt marile probleme. Deci, prima, programarea, programa. Programa. Așa, da. A doua este sistemul de notare. Nu, prima problemă este... Acum nu știu care e cea mai importantă. Spațiile de învățământ. Învățământul trebuie să fie, domnule, numai dimineața, să ne înțelegem. Deci va trebui să dublăm spațiile de învățământ. Nu știu, le concentrăm, da. Le redistribuim și la nivel de comune. Nu știu, asta este o discuție pe baza unor studii. A doua mare problemă este sistemul de notare. Deci un sistem teoretic pe 10 niveluri, în practică este un sistem pe 7 niveluri. 7 niveluri. Ca paralel acestui sistem prost deformat este și faptul că notele se dau aiurea. În primul rând, deformându-l de la 4 niveluri de picare la 6 de promovare, la 1 plus 5 sau 1 plus 6, ca să fiu mai exact, l-ai dat peste cap. Cât de nuanțată să fie părerea unui profesor că el să diferențieze între nota 5 și 6, 6 și 7, 7 și 8, 8 și 9, 9 și 10. Deci la subtilități de-astea de ori, sigur o să-mi spuneți că se poate. Se poate pe baza unor norme foarte stricte, care noi nu le avem. Nu există niște norme de notare în învățământul românesc. Știați? Nu știați. Nu e. Nu există așa ceva. Eu credeam că... Nu există. Nu există. Deci, în primul rând, trebuie tăiat nordul gordian. Și v-am spus de Marga. Marga a eliminat sistemul de note de la clasele 1-4. A ajuns la calificative. Andrei Marga, eu l-am cunoscut personal, nu foarte bine, l-am întâlnit și la Cluj. A apărut profesorul un profesor arogant, care nu-i ascultă. Nu știu dacă e adevărat sau nu. Nu știu dacă e adevărat sau nu. Relația mea n-a fost de aroganță. Cu mine n-a fost arogant. Dar reacția de respingere s-a bazat foarte clar pe faptul că nu a comunicat cu masa de profesori, deci cu masa de comunicare până la urmă. Inevitabil ajungem acolo. Însă, măsura care el a luat-o și ar fi trebuit să o continue, a fost bună. E adevărat, a avut reacție negativă ale învățătorilor. Ce bocete pe învățătoare, că nu mai dau note, s-au convins că e mai bine așa. Urma să se continue și pe sistemul... De ce trebuie deci schimbat? Deci asta funcționează. Asta funcționează. De ce trebuie schimbat sistemul de notare? Pentru că nu o să poți să-l convingi pe un profesor să se schimbe, să dea notele mai bine, decât tăi nodul gordian. Cu note de la 1 la 5. Acum că nota 1 e cea mai bună cu menunele țări, sau nota 5 e cea mai bună, discutăm. Asta poate să fie oricum... Un nivel este de picare, iar următoarele 4 sunt de nuanțare. Suficient, satisfăcător, bine, foarte bine. Și cu asta am încheiat. Iar la nivel universitar, 4 niveluri de notare. 4, nu trebuie mai multe. La nivel universitar este simplu. Nepromovat, fail, cum zic englezii, F, și următoarele 3. Satisfăcător, bine, foarte bine sau excepțional. Și cu asta am încheiat discuția. Acolo trebuie să ajungem. Simplu, și clar, atât de greu de aplicat... Nu e greu. Nu e greu. Totul este un blocaj mental al unor birocrați. Această reformă în învățământ, în educație, nu se va face de birocrații actuale. Asta este părerea mea. Nu se va face. De ce? Pentru că învățământul actual este condus, și ajungem la a treia problemă, inspectoratele școlare.
o să se supere pe mine. Tot timpul se supără cineva. Repet, nu am nimic cu inspectorii, unii sunt chiar niște oameni colosal, admirabili. Însă inspectoratele trebuie desfințate sau în orice caz regândite. Aha. Și am să vă spun de ce. Chiar nu e nevoie de inspectorate? Nu. Nu. Bun. 98%, dintre, 98% dintre activitatea, ca să nu zic 100%, am zis 98%, se bazează pe o birocrație inutilă, cu tot felul de statistici și mesaje gen venit vineri la ora 20, până luni sau până duminică seara să ne trimiteți datele statistice următoare. Păi la ora când ai, România are cel mai rapid internet din Europa, dintre cele mai rapide din lume, mai poți să faci așa ceva? Nu e absurd? Trebuie să fie o bază de date online în care permanent și sistematic profesorii pot accesa? Pot accesa sau pot introduce permanent, domnule, în fiecare zi se întâmplă. Și atunci ar trebui să existe un simplu dispecerat. Bineînțeles. Este o treabă statistică, o bază de date, cum e să spunem sistemul de carduri, care o pică, nu pică, dar există un sistem național. Deci în fiecare școală își transmite. Ce se întâmplă într-o școală? Într-o zi. Se mută un elev, abandonează un elev. Se întâmplă. Iar la nivel de an școlar sau la nivel de semestru, se întâmplă. Unii pică, unii nu pică, alții promovă. Deci aceste statistici trebuie actualizate. Nu știu, zilnic. Deci un sistem integrat, ca în medicină, cum să zic. La un sistem integrat bazat pe cel mai rapid internet din Europa, care e România. Pe asta poți să o faci zilnic. Când se întâmplă ceva în școala X, introduci datele. Secretarul sau cine este angajat introduce modificarea respectivă, s-a centralizat automat de la ministru până la, sigur, un sistem de protecție, să nu o citească. Deci este foarte simplu. Sigur, o să spui, doamne, dar cum se triază profesorii și așa mai departe? Păi, doamne, gândim un sistem simplu. Teoretic, școlile țin de primărie acum. Da. Primăria trebuie să aibă... Apropo, e mai bine că țin de primărie. Da, sigur. Sigur. Da. Și am să spun și de ce. Să-mi spui de ce. Am să spun și de ce. Comunitatea locală trebuie să fie conștientă de faptul că modul în care funcționează acea școală este în interesul comunității respective. Că e vorba de o comunitate mare, cum e un sector din București, sau că este vorba de o comună în care e o singură școală, mai mult sau mai puțin bună, este interesul comunității locale. Nimeni altcineva nu are interes ca acea școală să fie bună. Sigur, o să-mi spui că foarte multe primării, consilii primari, păi ăștia nu interesează. Păi să intereseze, că de-aia e comunitate locală. Argumente de astea că să nu pasăm la primării, că nu e adevărat. Trebuie să-i dai responsabilitate în domeniul educației, domnului sau doamnei primar, respectiv consiliului local. Nu este niciun fel de problemă aici. Și atunci rolul... Rolul inspectoratului îl văd ca un birou la prefectură. Deci în condițiile în care există birou, primăria, atunci, în condițiile astea nu mai are... Un birou la prefectură care să aibă un rol pur statistic. În primul rând să întrețină această bază de date națională. Online. De niște specialiști IT mai degrabă. Da. Eventual, așa o văd eu. Da, și s-ar... Deci, repet, nu vreau să supere pe mine inspectorii. Inspectorii trebuie readuși în sistemul de învățământ. Să o luăm cronologic sau să o reluăm. Am enumerat cele trei mari probleme ale sistemului de învățământ. Dublat numărul de spații de învățământ, inclusiv, sigur, o să fie scump, prin crearea cât mai multor cantine și locuri de studiu la școală, în așa fel încât copiii să rămână până îi iau părinții acasă. Sunt părinți care ajung acasă după ora 5-6 seara și copilul este singur. Nu e normal acest lucru. Copilul trebuie să rămână sub grija unui educator. De-aia spunem, pentru dezvoltarea școlilor se pot accesa fonduri europene? Păi, mă gândesc, întreb. Există, dar există școli modernizate cu fonduri europene. Și sunt în continuare... Sigur, se poate face un proiect special pentru România, care zice, vrem ca în timpul cel mai scurt, n-am zis un an, în cincinal, în 5 ani, în 10 ani, în 20 de ani. Repet, dacă începeam acest proiect, program, în 95, până acum aveam rezolvat această problemă. Dacă ne uităm unii la alții și bocim în piața publică, aoleo, ce sistem de învățământ în care, nu ezit să spun, și mass media bocește așa împreună cu... E un mod de general. Da, un mod de... Nimeni nu vine cu soluții. Prin boce nu se rezolvă nimic niciodată. Trebuie să începi să faci, să dublezi aceste spații de învățământ.
Și după aia te gândești la modele. Ce, cu ce populezi programa școlară. Și mai e o problemă aici. O știu din... Deci infrastructura trebuie... Absolut. Deci, asta trebuie... Mai e o problemă. Sistemul de notare a doua, da? Și problema inspectoratului. Cele trei mari probleme ale învățământului român. Da, și programa școlară. Acum putem trece la nuanțări. Programa școlară. Eu sunt îngrozit. Eu am trei copii și deci am studiat toate generațiile de copii. Fica mea, care este acum în clasa, mă rog, trece din 10 spre 11, doamne, are un ghiozdan așa de greu, că mie e greu să-l car. Da, îi vedeți pe unii copii mergând prin București, prin metro, cu trolerul. Da, nu știu dacă ați observat, da? Da, am văzut. Dar știți de ce merg copiii cu trolerul? Mm-hmm. Pentru că au așa de multe cărți și de caiete, că nu pot să-l ducă în spate. Ați auzit vreodată vreun inspector școlar, vreun nene din Ministerul Educației vorbind despre această problemă? Că aceste ghiozdane sunt foarte grele. Într-adevăr, în ultimii ani se fac manuale pe o hârtie de calitate. Hârtia de calitate este grea. Dacă faci un format mare, cum e cartea asta care am eu pe masă acum, și umpli ghiozdanul cu 5 cărți de-astea, 4-5 cărți de-astea și încă 4-5 caiete plus rechizite, păi ajung la 3-4 kilograme. Pe care acel copil trebuie să-i ducă în spate în fiecare zi. Ei, neavând de regulă, cum vedeți prin filme, un dulăpior în care să-și țină cărțile. Și nici neavând posibilitatea să-și facă lecțiile la școală, cum se întâmplă, apropo, în țările astea de model luate de noi. Ei acolo își fac lecțiile. Acasă nu prea își fac lecțiile. Se joacă. Se joacă. Se uită la televizor. Fac pasiuni, nu știu, fiecare cu calculator, ce... jocuri. Nu știu. Poate că unii vor să citească, poate că unii vor să picteze, poate că unii vor să facă sport de performanță. Sunt talente și talente. Deci am enumerat câteva din marile probleme, sau de fapt marile probleme ale învățământului românesc. O să-mi spuneți, bun, și ce să facem dacă e ghiozdanul prea greu? Păi să folosim tehnica actuală. Este suficientă o tabletă de 10 inci pe care să ai toate manualele. Dacă toți suntem modernizați. Da, da, da. Că să nu spuneți acum... E mai ieftin până la urmă. Până la urmă e mai ieftin. În primul rând e mai ușor. Ghiozdanul ăla se va transforma într-o borsetuță în care ții o tabletă. Sigur sunt foarte... O să spun, domnule, cum tu la 60 de ani ai asemenea idei? Păi ce să facem? Nu vreau să spun că îmi place foarte mult să citesc pe calculator. Nu-mi place, dar sunt nevoit. Trebuie să protejăm nu și place natura. Să scriu. Adică nu mi-a plăcut, dar n-am avut încotro. În primul rând trebuie să protejăm natura. Da. În mod evident. Dar nu mai putem tăia atâția copaci încât să facem manuale scumpe. Da, Aventa. Eu cred că la ora actuală să distribui... Acum sunt și tablete cu ecranul mai mare, de 12 inci. Se pot gândi niște tablete special făcute pentru sistemul de învățământ. Nu e o mare problemă asta. Da, niște tablete standard. O tabletă care costă, să spunem, nu știu. Niște operațiuni. O tabletă bunicică la ora actuală cu un ecran de 10 inci costă de la 300 de lei. E, poftim. Deci cât costă toate manualele la un loc, cumva și mai puțin. Bun, hai să spunem că una mai bună ar fi 500 de lei. 100 de euro. Da, și toate manualele vin pe dischetă, se bagă în... Dar nu mai vin dischetă, pe dischetă. Deci se încarcă. Se descarcă direct de pe el, nu mai trebuie nici măcar dischetă să ai. Da, sau flash drive, sau orice vreau. Deci, astea sunt reforme reale gândite pentru un învățământ într-o țară care are cel mai rapid internet din Europa. Păi nu vi se pare o ciudățenie că țara cu cel mai mare rapid internet din Europa e cea mai birocratică țară din Uniunea Europeană? Nu este ceva îngrozitor. Ceva ce nu... Sunt lucruri care se pot face pe internet. Și nu vorbesc de cei care nu vor sau sunt prea bătrâni sau care nu vor. Bun. Vorbesc de cei care pot să folosească și vor. Nu poți. Nu poți să faci anumite probleme. Ai făcut direct un proiect pe tema asta? Să-l înaintezi cuiva? Da, domnule, eu am făcut programe multe. Am făcut, fiindcă legat de asta... Nu, că mi se pare foarte interesant să vii cu un proiect. Nu, eu am făcut proiect. Deci, în afară de reforma educației, mai este o mare reformă care în România nu s-a făcut. Reforma administrației. Dar nu vreau să discutăm despre asta. România trăiește din reforma administrației din 1967-1968. Aia este. A fost ultima reformă.
ultima reformă și care n-a fost rea, pentru că s-a revenit la sistemul pe județe, că s-a revenit cum s-a revenit, fără județul Romanat sau cu județul Romanat. Aia e o problemă personală a mea. Că nu, este altă discuție. Deci a fost o reformă bună care a revenit la sistemul vechi românesc pe județe, care a fost bulversat în timpul ocupației sovietice, dar a fost o reformă bună. Pentru vremea aia. Trăim într-o lume dinamică. 60. Trăim într-o lume dinamică. Dar nu vreau să... Deci sunt cele două mari reforme. Doi ani după ce a venit Ceaușescu. Încă nu l-a serat atunci. Nu, atunci era, a fost perioada bună, până 70. Bun. Nu discutăm despre asta. Sunt cele două mari reforme în care, pe care România trebuie să le facă și nu le-a făcut. Ne ocupăm de educație. Și... Cele două mari reforme. Mari reforme. Pentru că în rest reforme în servicii de informație, astea sunt chestii secrete, nu le știe nimeni. Dacă vrei să le faci, le faci. Dacă nu vrei să le faci, nu le faci. Și ca atare nimeni. În poliție, iarăși, o instituție închisă, secretă, dar n-ai ce să faci. Ministerul, nu știu, industriei, nu știu ce, Banca Națională. Păi cine are acces, cine poate să evalueze dacă la Banca Națională este sau nu reformă? Păi acum un scandal, nu știu. N-ai cum, deci sunt închise. Dar în educație și în administrație sunt instituții deschise. De ce sunt deschise? Pentru că ele interacționează zilnic cu omul. Ele sunt S-ar putea ca ei să fie explicația. Tocmai pentru că sunt reforme legate de instituții deschise, cotidiene, cu care omul se întâlnește în fiecare zi. Da. Și de ce aici e explicația? Nu sunt... Reacția la chestiile care se văd, palpabile, analizabile. Analizabile. A, vor să le țină... Nu, eu cred că este pur și simplu vorba de inerție combinată cu lene. Și cu frică. Și cu frică de tot ce e nou. Da, poate să fie frică. De necunoscut. Și pur și simplu nu, nici măcar n-a spune. Păi ce urmare proastă poate să aibă faptul că dublezi numărul de școli și vei avea școală numai dimineață? Ce urmare proastă poate să aibă? Nu, apropo de ce spuneai mai înainte, de modernizarea asta. Haideți să vorbim la modul serios. Ce urmare proastă? Poți să-mi spui, domnule, costă prea mult, că nu știu ce? Bugetul național. Păi, costă. Bun, costă. Costă în prima fază, după care nu mai costă. Nu, așa e. Se reduce costul. Pentru că vei avea școală numai dimineața. Da? Discuții pot să fie pe sistemul de evaluare. Păi mai prost decât sistemul actual pe 7 niveluri. Cum poate să fie sistemul de evaluare? Îl poate cineva imagina mai prost? Nu. Va fi un sistem mai simplu, mai clar, mai ușor de analizat. 5 la preuniversitar, 4 la universitar. Cum au și alte țări. Nu, deci, nu, repet, eu nu inventez nimic aici. Eu aș începe de la ultima pe care ai prezentat-o. Apropo de ghiozdanele astea pline cu... cărți, cinștile. Asta este deja o chestie de... Dar asta se poate rezolva. Asta se leagă de dublarea spațiilor de învățământ. Că, și aici, deci chestie de costuri. Da? Sigur, asta este una care se poate rezolva acum, în sistemul ăsta. Copiii își cumpără manuale. De ce să-și cumpără manuale? Acum, și au o tabletă. Vreau să spun că s-a menționat acum un an despre această reformă cu tablete. Deci s-a blocat la un moment. Da. De ce s-a blocat? Păi pentru că unii au interese să tipărească manuale. Da, sunt editori. Și nu se gândesc care... copilul ăla... Dar să ne înțelegem, o carte în format electronic costă și aia. Deci și aia se cumpără. A, că noi ne-am învățat să piratăm. Eu, de pildă, mi-am descărcat de pe un site din Polonia, se cheamă virtualo.pl, Polonia, da? Pot să citesc, nu pot să vorbesc. Păi nu, dar mă gândesc că trebuie să implicarea sistemului de învățământ. Pe acest site există cărți și electronice. Mi-am cumpărat cărți de plus despre mitologiile slavilor, care costă, zic că raportul zlot-leu este cam 1-1. Uh-huh. Deci în Polonia te simți ca acasă, cam la fel. Cărți care costă 4 zloți, 10 zloți, 20 de zloți, respectiv 5 lei, 10 lei, 50, 20 de lei. Deci eu nimic tot. Deși aceste cărți în format electronic, manuale școlare, au un cost. Deci da, se plătesc niște drepturi de autor și așa mai departe. Deci ele funcționează ca o carte. Doar că ia această carte, în loc să fie
tipărită pe 5 volume care plus caiete îi vor face copilului un ghiozdan de 4-5 kg, o să aibă pe o tabletă care va avea 500 de grame. Asta e singura diferență. Nu, și prețurile. Deci până la urmă tableta e mai ieftină, mai ales dacă se produc sigur. Masiv pentru tot sistemul. Bă, da, nu e mai important copilul ăla? Păi mai care coloana lui vertebrală o să fie deformată la cărând atâtea kilograme, nu? Da. Și... Am enumerat doar câteva probleme. Am intrat și la mănunte deja cu manualul. Da. Deci reformă, pe urmă o să discutăm, mai știu cât e până la sfârșitul emisiunii, o să ne spună și nouă cineva, ca să văd dacă intrăm în alte... Mai sunt 4 minute, nu intrăm în asta, dacă putem să mai dezvoltăm. Da, deci și-aș mai dezvolta pentru că am vorbit de preuniversitar. Am vorbit de universitar, mai puțin, pentru că acolo problemele sunt oarecum... speciale, mă pot lega de faptul de ce numai 4 niveluri de notare la universitar. Dom'le, deja la nivel universitar s-a făcut o triere, nu? Da. Deci, un student se evaluează dacă a venit numai ca să piardă vremea, fail, cum zic englezii, nu, afară, și mai rămâne următorul, satisfăcător bun sau foarte bun sau excepțional, cum vrem să spunem. Mi se pare corect să folosim asemenea calificative, deci pe 3 niveluri, pentru că un student poate să fie unul banal care nu știu ce va face în viață, poate să fie unul bun sau unul foarte bun. Teoretic, studenții foarte buni sau cu acest calificativ ar trebui să performeze. Dacă nu performează, înseamnă că e o problemă. Ori noi l-am evaluat greșit, ori sistemul social îl distruge. Sistemul social îl distruge. Asta o să vorbim... Aici este o discuție complicată pentru că asta nu ține numai de învățământ. Deja. Și mai este o problemă cu care foarte pe scurt. Clișeul ăsta. Am dat mâna pe mâna învățătorilor și profesorilor și ce, să le înțelegem. Familia are rolul cel mai important. Pentru primii, foarte mulți părinți, asta o știu pe studii sociologice și din experiența și a soției care este și a profesoară de liceu. Foarte mulți părinți vor să scape de răspundere aruncând vina asupra profesorilor, ca și cum profesorul este un magician care îi rezolvă problemele copilului, care sunt cazuri din ce în ce mai frecvente. Deci, bea alcool la vârste mici, se droghează, fumează, pierde nopțile până la 2-3 dimineața cu tablete, calculator. Ori asta nu le rezolvă profesorul. Astea sunt probleme care trebuie să le rezolve. Deci vecea povestea celor 7 ani de acasă care țin de educație. Fondul pe care se... Am atras atenția acestei probleme că foarte mulți ziariști folosesc acest clișeu. Uite, pe mâna cuia ne-am dat... copiii, nu vreau să dau exemple. Este o falsă problemă asta. Bine, există și situații. Există, putem discuta. Dar nu putem generaliza. Profesorii care dau intenționat note mici pentru ca părinții să vină să îi ceară să-i dea meditații copilului. Există această situație foarte gravă. Dar mai aici e o problemă legată de... Meditație. Nu mai de meditație, e vorba de faptul că părinții sunt plecați. Asta e deja o problemă socială. Este o problemă socială care determină și situațiile astea, pentru că sunt crescuți de bunici, de părinți. Sunt familii în care tatăl sau mama sau ambii părinți sunt plecați și copilul stă singur în țară cu... Deci, până la urmă, Ioan Rus a făcut o observație judicioasă, pentru care a fost, a trebuit să... Nu știu cât de judicioasă a fost. A făcut-o, în niște termeni... Specifici domnului Rus. Specifici, dar adevărul, acum să spun ce spunea Cezar Ivănescu, că nu poți să-i spui așa trandafir, că nu schimbă mirosul. Corect. Deci el a spus, a exprimat un adevăr crud în niște termeni simetrici. Din păcate pentru dânsul și pentru politicieni, ceea ce... Eu n-am spus că ar avea vreo calitate, ceea ce vorbesc este analizat și n-ai voie să spui orice și oricum. Și mai ales oricum.
Da, profesor. Adevărul, adică nici adevărul nu poți să-l spui până la urmă. De multe ori contează. Depinde cine face evaluarea. Depinde cine face evaluarea, da. Și cu ocazia asta, adică și nu și cu ocazia asta, cred că va trebui să mai facem o scurtă pauză. Ne revedem peste câteva minute. Ioane, 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 ai murit ca milioane, Ioane, trupul ți l-au frânt, Ioane, fără de mormânt. Am revenit în studio la Trezește-te, Gheorghe, Trezește-te, Ioane, alături de conferențiarul universitar Sorin Paliga. Discutăm despre educație. Sorin Paliga, lucrezi în învățământ, în educație, în sistemul universitar, dar înainte de a vorbi și despre asta, aș vrea să te întreb ce părere ai de faptul că există riscul ca unele materii să dispară din programa școlii, mă refer la limba română, istoria. Cred că sunt niște materii formatoare, asta n-ar... Cred că revenim la problema care am mai dezbătut-o. Așa. La faptul că noi avem 5 zile în care se comprimă niște ore. Există presiunea, între ghilimele, profesorilor principali, matematică, fizică, română, da? Care vor să aibă cât mai... Tocmai că română a picat pe... Care vor să aibă cât mai multe ore. După care sunt, spunem, istorie, geografie, toate care le... Da, da. Fiecare vrea să aibă mai multe ore. Nu mai zic de latină, care practic a dispărut. Da, latina s-a terminat. Da, nu o știu, nu soției profesoare de latină. Problema se pune în felul următor. Cum comprim toate aceste, să spunem, nevoi, pasiuni ale elevului în 5 zile, într-un număr suficient de ore? Deci și revenim la ce am discutat. Nu ai cum. Singura soluție este să faci o programă minimală de, să spunem, 5 ore pe zi, ori 5, da. 25 de ore. Am zis, poate să fie 24, poate să fie 26. Iar restul orelor să fie ore opționale, pe pasiuni. Încă o oră de istorie o să vrea Gigi. Unde să fie orele opționale în afara programului de dimineață? Nu știu, aici trebuie să gândim. Repet, școala trebuie să fie numai dimineața. Da. Deci eu plomez la premiza că reforma se va face în clipa când școala va fi numai dimineața. Schimbată radical programa școlară cu conținut relaxat. Haide să discutăm. Deci, între ciclul de dimineață și cel de după masă există în anumite clase oră liberă, când o clasă e liberă. Da? Da? Și dacă e nevoie de 2 ore, constați că n-ai cum să-i muți pe elevi din cauza acestei lipse de spațiu. Și Universitatea București are mare lipsă de spațiu, dar nu vreau să complicăm discuția. Ori în clipa când, la orele, să spunem, 14, s-au terminat toate orele, vei avea toată școala liberă să faci câte ore vei dori în fiecare clasă. Gigel o să vrea istorie, Anișoara o să vrea geografie, Neluțu o să vrea pictură și așa mai departe. În aceeași școală sau în alte locuri, că este posibil să nu, o școală să nu poată să oferă toate aceste ore. Orice altă soluție pe actualul sistem, păi ce mai poate să facă un copil dacă își termine ultima oră la ora 8 seara, la orele 20? Ce oră să lângă? Păi e terminat, e obosit. Deci, astea sunt discuții serioase de abordarea unei probleme. Da? Sigur, cu latina eu am o sensibilitate aici. Băi, asta e că sunt și eu am... Nu atât pentru faptul că soția predă latină, nu. O problemă este alta. Eu am constatat un lucru care puțin îl știu, am scris despre el. Toți studenții mei la limba cehă și la limbi slave în general, care au studiat latina în școală și au știut-o mai bine decât media, au avut o mare ușurință în a învăța limba cehă. Și o să fii surprins, cum o să fie și telespectatorii. Cum se poate? Păi se poate pentru că structura gramaticală a limbii cehe și a limbilor slave este foarte aproape de latină. Cel puțin în ceea ce privește flexiunea nominală. Ca atare... Seamănă și cu limba română. Nu. Din punctul ăsta de vedere. Nu, din cauza... În primul rând că limba latină le cultivă simțul unei limbi altfel decât sunt limbile moderne. Limbile slave sunt limbi arhaizante, arhaice.
când au reușit să învețe latina la un nivel care trece de minimal, deja și-au căpătat un simț lingvistic care nu-l dă altă limbă. Nu-l dă altă limbă. Engleza, franceză nu-ți dă un asemenea simț lingvistic. Și ca atare, a studia limba latină mai mult decât deloc în liceu este foarte util pentru toți cei care vor să performeze în limbi precum limbile slave, chiar limbi orientale și așa mai departe, vede că le cultivă. Dar, ca să revenim, nu poți să rezolvi problema asta curriculară sau de distribuire a acestor materii dacă nu rezolvi problema spațiilor de învățământ. N-ai cum. Am înțeles. N-ai cum. Este imposibil. Acum vreau să mă pun în discuție un aspect intim al programului, al curriculei școlare, de exemplu. Cred că există două tipuri de materii. Materii care îți formează sau îți continuă formarea identității. Mă refer la limba maternă, oricare ar fi ea, istoria și poate și limba latină în cazul nostru. Da, bun, e discutabil. Deci fiecare materie are scopul de a-i oferi copilului acele cunoștințe generale. Nu, eu vorbeam de altceva, de materii formatoare, cum sunt astea, care se formează... Umanioarele, cum se zice, umanioarele, așa. Și umanioarele. Și limbile celelalte care pot fi limbile celelalte, materiile celelalte. Matematică, fizică, chimie, care sunt foarte importante. Dar de astea se adaugă peste ceea ce ești tu, că așa cum există o individualitate, o identitate personală, există și o identitate comunitară, să zicem, națională. Etnicitatea este, în primul rând, o chestiune de grup uman. Da. Am zis, poate face emisiune pe această idee. Deci, prin definiție, etnicitatea se definește ca o psihologie. Dar este și foarte greu de discutat despre etnicitate. Este o grilă foarte complicată în care intră elementul de psihologie individuală și de psihologie de grup. Asta este. Da, deci este o chestiune complicată și complexă. De-aia, orice tentativă de a defini etnicul este foarte dificilă, pentru că etnicul se definește, în primul rând, printr-o grilă de componente și, doi, este variabil în timp. Anthony Dismiss. Să vede, el este specialist în... Este variabil în timp. Trebuie să facem o emisiune. Românul secolului 10, acum 1000 de ani, era altul decât românul secolului 21. Și la fel, englezul secolului 10 față. Încă un aspect înainte, dar vreau să vorbim despre învățământul post-universitar, doctorate și așa mai departe, dar în sistemul de învățământ existent la noi de când știm noi, nu știu cum a fost pe vremea lui Spiru Haret, după legea învățământului, nu a fost luat în considerație învățământul de excelență, nu a fost luat în considerație sistematic și programatic, pentru că un copil cu abilități peste medie într-un context social, în contextul social general, el este practic, are un handicap. Deci el este izolat, pentru că deci el are statutul unui copil cu dizabilități. Pentru că el nu se poate încadra, este diferit. După părerea mea, de la bun început în cultura română, sau cel puțin din secolul XIX, când s-a creat România modernă, care a avut etapele ei. Da, da. 1821, 1848, 59 și așa mai departe. Eu cred că tânărul stat român a avut, sigur, o situație, o moștenire cumplită, dar a avut și a cultivat foarte bine excelențele. Să nu uităm că în a doua parte a secolului al XIX-lea am avut în domeniul umanist, care, mă rog, mie mi-e mai apropiat, pentru că fiind și eu din același domeniu, am avut figuri colosale. H.D.O. Eminescu Caragiale, dar am avut Anghel Salini, care a construit la vremea aceea o capodoperă inginerească, cum este podul de la Vlaicu. Statul român a cultivat aceste excelențe. N-a reușit întotdeauna. Dar acum reușește? Nu a fost luat la nivel general de învățământ. Nici atunci, nici în timpul Ceaușescu. Nu știu, mi-e greu. Acum cu atât mai mult.
Dacă ne referim la situația actuală și la felul cum... Acum mai mult ca oricând. Dacă ne referim la scandalurile privind distribuirea pe bandă rulantă a unor false doctorate, sigur, situația e foarte gravă. Repet, este știută. Este știută de mulți ani. Nu este un fenomen specific numai României, să ne înțelegem. Nu? Nu, nu este specific numai România. Există și în alte țări scandaluri de acest tip. Poate nu există o statistică. Nu, n-am o statistică comparată. Dar scandaluri de astea au mai fost și prin Cehia și prin alte țări. Problema este însă, s-ar putea să fie în România mult mai gravă decât în alte țări. Repet, s-ar putea, pentru că nu am date statistice. Și indiferent că e mai gravă sau mai puțin gravă, este inacceptabil. Este inacceptabil să ai o asemenea harababură în promovarea valorilor, că în fond și la urma urmei, doctoratul este o ultima fază în activitatea științifică a unui, să spunem, tânăr, nu? De regulă ești tânăr când ai doctoratul, nu? Sau mai tânăr. Sigur, sunt oameni care își dau doctoratul și la 60 de ani, chiar mai târziu. Dar asta este altă discuție. Este o formă de apreciere a unor valori. Da? Unor valori reale. În clipa când această situație este deformată și se dă pe bandă rulantă titluri de doctor fără o verificare, aici e minimal, aici, să știți, sigur că e o situație anormală și care arată, mie îmi confirmă ceea ce știu de ani de zile până au apărut scandalurile astea, vă reamintesc, au început în 2012, într-un context politic. Într-un context politic. Un context politic l-a generat, un context și politic l-a divulgat. Și după aia tăvălugul nu știu cât va continua. Eu am temerea mea aici că după ce se termină... Au niște personaje. I-am retras titlul de doctor, ce mai vreți? Ori situație mult mai gravă decât asta. Că da. E retras titlul de doctor și rețineți. Deci se scape doar cu atâta. Gata, ce mai vrei acum? Ceea ce nu l-am pedepsit, i-am retras titlul de doctor. Nu e așa, situație mult mai gravă decât să-i retrai titlul de doctor și, repet, nu este o situație normală să retrai titlul de doctor. Este ca și cum ai retrage cuiva diploma de bacalaureat. În mod normal nu se retrage... Nu se mai poate, dar l-a luat, nu? Nu se retrage. Sancțiunile trebuie la cei care l-au dat. După părerea mea, deci ăsta a fost un scandal politic și continuă să fie politic. Noi încă nu avem un sistem care ar trebui să nu țină de numele cuiva, că îl cheamă Gigel sau Xescu sau Georgescu. Nu vreau să pronunț numele reale. Nu vreau să pronunț numele reale pentru că nu mă interesează și din punct de vedere uman sunt niște persoane pentru care nu am niciun respect și ca atare nu le menționez. Noi ar trebui să avem o lege care să specifice foarte clar, o lege, repet, o lege, când se retrage sau se poate retrage un titlu de doctor? Pentru nu că... există nicio... Nu. Vreau să atrag atenția unei alte situații care mie cunoscută, că de mână extrem mai altă. Orice complexat spune, ăla n-are, bă, titlul de doctor luat pe bune. Ăla n-a tradus, ăla a plagiat și așa mai departe. Se poate că... Da. Eu știu concret, nu vreau să dau nume, din tagma traducătorilor o acuzație că nu știu cine a plagiat traducerea altcuiva. Ceea ce se pare că nu e adevărat. Că putem cădea în extrem mai înaltă. Cum îmi place de unul, a plagiat. Ori, nici asta nu e o situație normală. Deci, după părerea mea, într-un stat normal, matur și calm, trebuie să ai o lege a retragerii titlului de doctor. Oricui, oriunde, indiferent care sau nu funcție politică. Eu credeam că există. Nu există. Și este și eu, cred că sunt primele situații în istoria... De ce s-a ajuns aici? De asta nu avem lege, pentru că nu a fost ce s-a ajuns aici? Din cauza acestor scandaluri politice. Pentru că, într-adevăr, instituții pe care le pot menționa, că aici e vorba de instituții, Academia de Informații, fostul premier, au cultivat acest gen de doctorate. De-aia s-a ajuns aici. Ceea ce nu este o situație normală. Deci de asta nu am avut legi, pentru că nu a fost cazul. După părerea mea, retragerea acestor titluri este o pedeapsă mult prea mică. Este o pedeapsă mult prea mică. Nu trebuie să ne oprim aici. Dar în situația noi trebuie asta... să continuăm cu o lege clară. Poate să fie, de exemplu, dumneavoastră, lucrarea de doctorat. De regulă, lucrarea de doctorat este precedată și urmată de multe alte lucrări.
Da, dar de unde? Înainte să scriu un doctorat, ai publicat în reviste de specialitate sau, mă rog, pe domeniul respectiv, pe domeniul tău, 2-3 studii, 4 studii, și după ce l-ai dat, păi continui, adică ce, ți-ai dat doctoratul și gata? Ori pot fi leși foarte clare, dacă după ce ți-ai luat titlul de doctor... Mi se pare că era condiționată obținerea doctoratului de nu știu ce, câte lucrări, așa era. La felul cum s-au dat... Nu, acum, când ai luat un doctorat. Dacă în decurs, în următorii 5 ani după ce ți-ai obținut, nu ai publicat cel puțin, nu știu, putem gândi, un studiu pe an, într-o revistă recunoscută de specialitate, de cel puțin nivelul C, că să fie C, B, A, sau ești atenționat că ești în pericol să se retragă. Adică îi dai totuși... Dom'le, haideți să ne înțelegem. Un politician nu mai are timp să gândească. Sunt puțin răutăcios. Da, ai dreptate. Nu, deci eu vorbesc... Și dacă ar avea, probabil ar fi același lucru, dar asta... Este firesc să nu aibă timp să mai scrie studii de specialitate într-un ritm, să spunem, alert. Cum am eu timp acum? Am timp. Scriu 5, 6, 7, au fost situații când au avut și 10 scrise, sigur, că ele se publică în funcție, uneori se publică după 2 ani în studiu. Da. Nu mai are timp. Vreau, dar unul pe an, unul pe an, trebuie să aibă timp, dacă vrea să fie doctor în domeniul lui. Dacă nu vrea să fie doctor, nu e obligatoriu. Să știți că titlul de doctor are relevanță doar dacă vrei să ai carieră universitară sau în anumite situații, dacă selecția este scrupuloasă, în anumite instituții precum Ministerul Afacerilor Externe și așa mai departe. Dacă însă ajungem la bătaie de joc cum este în România, nu mai are nicio relevanță. Este doar o cocardă pe care ți-o pui ca să... Sigur, ori este o situație, dar repet, este o situație generată și de deformarea scării valorilor din sistemul de notare, despre care am vorbit în partea anticipată a doua emisiune. Asta este urmarea. Deci pe mine nu mă surprinde situația asta. Sigur, nu mă surprinde, o spun cu neplăcere. Da. Pentru că este urmarea firească și inevitabilă a unui sistem deformat de notare, un sistem deformat de valoare sau de valorizare a absolvenților unor instituții. Asta este urmarea. Nu ajungi în altă parte. Îți bagi joc de evaluare, ajungi la ceea ce avem la ora actuală. Vrem să punem ordine? Nu o să punem ordine cu lozin sau cu retragerea unor instituții. Trebuie să punem ordine în legislație și în modul cum se... Și am o vorbă și cu asta închei. Unde sunt comisiile care au dat aceste... Asta voiam eu să întreb acum. Nu cumva sunt mai vinovate comisiile decât cel... Absolut. După părerea mea, cea mai vinovată este comisia care l-a evaluat pe... care a acordat... Pentru că are o responsabilitate... O secundă. Până la comisie este îndrumătorul. Îndrumătorul este cel care... Eu țin minte că îndrumătorul meu îmi spunea, domnule, uite aici, n-ai făcut bine? Bibliografia trebuie, uite așa. Asta mai bine o scoate-o că o publici după aia. O spun din istoria mea. Da. Eu, de pildă, în lucrarea de doctorat am scos un subcapitol pentru că conducătorul, domnule, trăim în România, poate să n-ai discuții și poate cineva să te respingă, că ai o idee prea îndrăzneată. Da. Și l-am scos. Am scos articolul respectiv. N-am făcut-o cu plăcere. L-am reintrodus când am republicat... Când ai republicat lucrarea... Da, așa cum a fost, fără articolul respectiv, nu am nicio, cum să spun, o reținere ca aș fi, cum să spun, ca aș fi făcut o greșeală. Era vorba despre boier. Uh-huh. Despre instituția boieriei în istoria celor... Ce spune? Ce cu instituția asta, boierii? Mă interesează. E o temă deja... Boierii, cuvântul este de origine turcică? Nu. De... O să râzi, dar este un cuvânt cât se poate de latin. Da? Boier este derivat de la bou, precum oier este derivat de la oaie. Și a însemnat proprietar de vite, de boi. Pentru că într-o societate tradițională, proprietarii de turme, de oi și de vite, sunt două tipuri diferite într-o societate. Oierul și boierul sunt diferiți ca mod de viață. Da. Oierul este transumant. Da. Apropo, sunt niște documentare superbe despre păstorii transumanți din Franța. Da. Francezii fiind cei mai mari producători de brânză din Europa. Uh-huh. Să ne înțelegem, nu românii sunt cei mai mari. Da. Francezii sunt cei mai mari.
Asta e adevărul. Cei mai mari producători? Sigur. Eu credeam că doar cei mai rafinați. Românii? Nu, francezi. Nu, și cei mai mari, și cei mai mari. Da? Da, mai mult decât olandezi, elvețieni. Ultimul film văzut de mine era acum despre transformanța la frontiera franco-elvețiană și au trebuit să o rezolve prin acorduri speciale între cele două state, pentru că treceau frontiera în munți, nu? Sus în munți, unde nu e pază în mod uzual. Foarte interesant. Nu, asta însemnează. Proprietarii de turme, de vite sau de oi, sunt oamenii bogați. Păi, de unde vine pecuniar? Vine de la pecunia, care urmează de la pecus, turmă. Aha, de aici vine. Sigur că da. Pentru că vitele, animalele, erau termenul de referință într-o societate tradițională, bazată pe troc, deci pe schimbul de produse, elementul de referință este animalul, hrana, oaia și vita. Și solda de unde vine? Ei, solda, da. Solda vine de la sare. Da, sigur. Pentru că sarea era foarte prețioasă. Sigur. Și de aici... Toate cuvintele astea au istorie. Și că ai vărsat sarea, ne certăm. Sigur. Deci era prescumpă sarea. Sunt războaie care s-au pentru făcut... că romanii și sarea au... Războaiele s-au făcut pentru aur, pentru metale și pentru sare. Rezervele de sare din Transilvania au fost un element... Deci romanii și sarea au, nu mai au. Sigur, normal, bineînțeles. Bineînțeles. Păi nu poți să trăiești cu aur. Aurul este interesant. Aurul nu-ți dă viață mai bună, are doar valoare simbolică. Nu mâncăm aur, nu facem arme din... Să zic că armele. Nu, armele se făceau din bronz, după aia din fier. Aurul era doar o podoabă. Podoabă și... Cum se zice? Acum, abia de câteva decenii știm că e foarte bun conducător de electricitate, dar ei nu știau acum câteva mii de ani. Ei n-aveau nevoie de... Da. Da. Asta e interesantă chestia cu boierul. Ceea ce știu eu că în perioada... Deci asta e o prostie. A fost unul dintre cuvintele care la un moment dat colegii mei, unii dintre ei m-au acuzat că sunt dacoman. Și nu vreau să citesc nume aici. Nu pot să citesc nume, dar nu e cazul. Unii nu mai sunt dintre noi. Și eu am avut reacția următoare. Stimate coleg, o explicație, etimologică sau netivă, este greșită sau corectă? Deci argumentul poate să fie că explicația mea este greșită. De acord. Eu am demonstrat că greșite sunt altele și că explicația corectă este alta, că boier este derivat de la bou, precum oier este derivat de la oaie. Știți cu cine este rudă cuvântul boier? Cu numele de persoană, de familie franțuzesc, boier, care e un nume foarte frecvent. Care boaie? Asta înseamnă. Boaie însemnează proprietar de vite. Deci la... De ce familiile, multe familii boierești, precum Văcărescu, este derivat de la vacă? Pentru că ei au fost văcari, adică proprietari de vite. Da. Sigur că da. Sigur. De ce unele numele de nume de familie sunt Boia, Boierul, Boierescu? Din cauza asta. Ei au fost, sigur, aici a interferat boarul cu boierul, da. Adică simplul, dar... Boariu, cum se este în... Și asta am spus. Și asta a fost discuție de pildă cu etimologia cuvântului oraș, așa. Dom'le, zic, eu am demonstrat că etimologia... Asta e o mare problemă a etimologiei românești. Acum am divagat puțin de la... explicațiile greșite. Deci o explicație este, sau o teorie, sau o ipoteză, este greșită sau corectă. Eu am spus că asta este greșită și a mea este corectă. Dar sigur, pot scrie un studiu în care să spui, domnule, este greșită această teorie deoarece nu am identificat acea scriere. În sensul, aia o insultă nu ține loc de argument. Până nu e vorba de insultă, e vorba faptul că sunt reacții... Eu am susținut. Boier are o explicație greșită. Nu este un cuvânt turcic și mai mult, dacă săpăm în timp pe istoria sud-estului european, că deja ieșim din frontiera României, boieria este o instituție specială a evului mediu românesc și sud-est european. De aici se pornește discuția. După aia, sigur, pe astea stări istorice, ce și cum, cu proprietarii de vite, ajung și la etimologie. Da. Deci asta este discuția. Poți să critici o ipoteză cu argumente. Restul sunt vorbe aruncate, ca și ale colegului mai tânăr, Dan Dana, că eu aș fi dacoman. Deci folosește cuvintele fără să știe ce înseamnă. Da. Mai avem puțin, mai avem un minut. Dacă ai să transmiți ceva special
Da. Telespectatorilor. Marile probleme în reforma românească a educației, dublarea spațiilor de învățământ să fie învățământul numai dimineață, sistemul de notare, desfițarea inspectoratelor și manualele și pe tablete, manualelor ca să tablete. Nu mai aibă copiii 5-6 kg de manuale în fiecare zi. Ați auzit, stimați telespectatori, mesajul invitatului meu, Sorin Paliga. Sorine, îți mulțumesc că ai venit și de data asta la mine în emisiune. Sper să ne vedem și facem, cu altă ocazie. Deja am creionat niște emisiuni viitoare despre relațiile româno-maghiare, despre Anonymous, despre... Nu mai știu ce am Da, 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 avem ce să discutăm. Bine că până un alt au avut, este a doua emisiune în care ai fost prezent. Stimați telespectatori, emisiunea noastră a luat sfârșit. Ce să vă spun, ne revedem săptămâna viitoare. Dar până atunci, nu uitați, ca să fii român, trebuie să poți. La revedere! Ioane, 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 ai murit ca milioane, Ioane, trupul ți l-au frânt, Ioane.